Pentru clasa a noua sunt disponibile în liceele din județ pentru anul școlar 2014-2015 3290 de locuri în 118 clase. Din data de 4 iulie până în data de 8, elevii își vor depune opțiunile pentru școlile pe care le doresc să le urmeze, pentru liceele care doresc să le urmeze. Noi astăzi, după la 12, vom afișa ierarhia pe județ ca să vadă cam unde stau și în funcție de asta să-și depună opțiunile. Vreau să-i anunț pe această cale că am avut și întrebări din partea părinților și a elevilor. Media este prioritară față de opțiune. Deci dacă un elev își pune prima dată o opțiune și nu intră la ea, dacă are o medie mai mare, chiar dacă altele elev are prima opțiune, acea opțiune nu va intra la aceea, va intra cel cu media mai mare. Câte locuri sunt puse la bătaie? Noi avem 3290 de locuri, deci pentru toți elevii, toți absolvenții din județ, avem locuri, dar în baza de date am verificat, acum avem 2912 elevi, dar de la aceștia pot să intre, plus elevii care vin în alte județe. În câte clase? Avem 118 clase pentru toți elevii din județ, deci nu sunt probleme. Bineînțeles că din aceste 118 clase avem și, dacă nu greșesc, 19 sau 17 clase de profesională. Acolo este o altă procedură de intrare, și-au depus opțiunile înainte, sunt și acolo mai multe etape, știu elevii ce au de făcut și profesorii au anunțat la școală. Ei pot să participe și la admiterea computerizată, dar pot să rămână și pe opțiunea respectivă, dar nu le pot ține pe amândouă. Dacă își retrag dosarul, pierd locul la școala profesională. Și bineînțeles, pot să meargă într-o altă etapă. Fiecare stabilește, rămâne acolo unde a fost admis la școala profesională sau va merge pe admiterea computerizată. Nu pot să rămână pe amândouă. Trebuie să opteze. Științele naturii și informatica au fost anul trecut cele mai căutate specializări ale admiterii în liceu. Dacă ne uităm la numărul de opțiuni pe anumite specializări, pot să vă spun că cea mai mare solicitare este clasa de la Colegiul Național Horia Cloșca și Crișan de Științele Naturii. Acolo este anul trecut am avut cea mai mare medie de admitere. Apoi mai sunt clasele de informatică, unde sunt foarte multe solicitări. În general, această clasă sau două clase mi se pare că au la Horia Cloșca și Crișan, apoi sunt clasele de informatică de la Sebeș, de la Colegiul Național Blaga din Sebeș, la Colegiul Național Avrămeancu din Câmpeni, la Colegiul Național Inocente Micu Klein din Blaj. Deci aceste licee de elită, colegii naționale, au cele mai mari solicitări. Admiterea în învățământul liceal se face pe baza mediei aritmetice dintre media celor 4 ani de gimnaziu, cu o pondere de 25% din total, și media obținută la evaluarea națională, cu o pondere de 75% din total.